sumele care le avem ca și rezervă. Pentru situații de urgență vom acorda sprijinul necesar pentru a putea să se facă strictul necesar și ceea ce este urgent a se realiza în perioada imediat următoare. De asemenea, vom lua măsuri și vom vedea în funcție și de posibilitățile care le avem de a trage la răspundere pentru faptul că nu există asigurare pe acest imobil, lucru care este obligatoriu pentru orice persoană fizică. Pe vremea când eram primar, știu că era în sarcina noastră de a verifica fiecare imobil din localitățile pe care noi le administram ca această poliță de asigurare să existe și vom aduce la cunoștință. Dar care e procedura, de fapt? Deci direcția de DSPCU trebuia să vă facă dumneavoastră o solicitare în sensul ăsta? Deci trebuie să fie prinsă în buget. Ei au alocări bugetare anuale. În bugetul de DSPCU, da? Da. Trebuia făcut. O parte obligatorile vin de la nivel central, o parte vin de la bugetul Consiliului Județean. Nu e făcut. Nu e prinsă în bugetul.